Cum funcționează o stație? Chiar sunt curios. Ai pornit încărcarea și tot nu poți porni. Mașina electrică costă mai scump? 5.000. Ușor. E cam incomod să stai 3-4 ore la stație. Mă spun eu n-am verificat ce asta. E o chestie de timp. Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici. Înainte să mergem mai departe, nu uita să te abonezi și să setezi clopoțelul la notificări pentru ca să fii alertat de fiecare dată când public ceva nou. Prieteni, salutare și bine ați revenit din nou la Playground, locul unde discutăm despre tehnologie, antreprenoriat și cum să reușești în viața asta nebună. Astăzi ne întoarcem iarăși la un subiect despre care îmi place să vorbesc. Este un subiect care o să ne dea de cu ale mult timp înainte, este vorba de mașini și stații electrice. Uite, azi vorbim despre stații electrice. Eu de mult timp cochetez cu ideea că, bă, uite, ar fi fain să-mi cumpăr o mașină electrică. Dar sunt două motive de ce am zis că încă nu e momentul. Unu, pentru că sunt cam scumpe și doi, nu prea avem stații de încărcare aici în Republica Moldova și ar trebui să ai fi o stație lângă job fie ar trebui să o încarci acasă. Și cum stai, dacă stai la bloc, atunci ar fi foarte amuzant să încarci o mașină de la bloc. Uite că problema 1 se va soluționa în câțiva ani, da? Cu costul mașinilor. Dar problema 2 se pare că se rezolvă mai rapid decât prima. Asta pentru că am descoperit în ultima perioadă mai multe grupuri care instalează stații electrice în toată țara. Lângă mine este Alexandru Baltag, unul dintre partenerii într-o companie care instalează în acest moment stații electrice pe întreg teritoriul țării. Alexandru, salutare, binevenit! Da, salutare, mulțumesc pentru invitație! Alexandru, stațiile electrice ecofactor Spunem ce borobață să v-ați apucat să faceți, pentru că eu am dat întâmplător de voi am văzut o postare pe Facebook care ai distribuit totul și după ce am intrat pe acea pagină am înțeles că de fapt aveți un plan de a împânzi toată țara cu stații electrice. Zim, care-i planul? De fapt, acest proiect el a început de ceva timp, din luna mai. Pur și simplu acum noi am început să-l comunicăm mai, mai intens și de fapt să arătăm, să arătăm rezultatele. Planul nostru este ca să creăm acea infrastructură necesară pe întreg teritoriul Republicii Moldova Astfel ca să încurajăm cetățenii, să te încurajăm pe tine ca să cumperi mașini electrice să rezolvați problema ca, a mea numărul Ca, doi, să, da. poți, ca <laughs> să poți ajunge în Moldova în orice colț Deoarece, bine, există și o metodologie cam la ce pas, în special pe trasee naționale sau bine locale ar trebui să fie o astfel de stație, astfel că de la toate tipurile de automobili cu deoarece diferite mașini electrice au, au, rezerve diferite, dar astfel ca omul să simtă confortabil și sigur că poate ajunge, de exemplu, de la sud la nord, de la est, de la, est la vest în Moldova și să nu-și pună... Hai să, spune... Hai să, spunem pe șleau. Să nu stai stresat cu uite, iaca, iaca, cea mai rămas încă asta 20% în baterie. Să nu stai stresat unul și să nu să nu ai în cap în fiecare seară să stai că trebuie acasă să încarci mașina. Adică asta se uite ca și cum diesel sau benzină. Adică te-ai urcat în mașină în caz că bateria e goală, ai suficientă rezervă ca să ajungi la o stație să să te încarci. În plus, bine, stațiile electrice la noi sunt prin baza unui soft, unit un regim online, vezi care e distanța până la cea mai apropiată stație, dacă ea este liberă, ce tip de charger este acolo, cât timp îți va trebui ca să încarci automobil. Digitalizarea asta e oricum e un suport suplimentar pentru mașini electrice dacă comparăm cu mașinile benzină sau diesel. Ajungem și la partea asta. spune te rog, întâi câte stații aveți. Eu m-am uitat pe pinurile pe care le-ați spus voi pe hartă, am văzut că sunt cel puțin vreo 15 stații. În prezent. în prezent avem 14 stații doar în municipiul Chișinău care sunt funcționale și încă 12 stații pe teritoriul Republicii Moldova, chiar și la Vamaleușeni, Rezina, Loba, Orhei, Soroca sunt pe pe hartă pe fapt, adică noi avem în total 26 de stații funcționale. Și toate funcționează, așa. Toate funcționează bun, uneori cu mici excepții, când merge mentenanța, când deoarece acolo este fiecare stație are soft, oricum uneori mai dă eroare, trebuie să să intervenim, dar în mare parte 90-95% din stațiile sunt funcționale în fiecare zi. Și spunem aici cum funcționează o stație, chiar sunt curios, pentru că experiența este cu totul diferită decât în cazul unei Stații de alimentare clasice cu petrol. Da? În primul rând, poți să verifici în aplicație. Dacă... Deschizi aplica în aplicația noastră care este EcoFactor Moldova, deschizi aplicația și apare harta Republicii Moldova. Fac o paranteză: aplicația noastră e conectată la o aplicație internațională unde tu poți merge la aceeași la rețea. Comunul cu același cu același soft, adică poți vedea din Ucraina, România, Polonia, Republica Moldova. Bine, dacă reveni la Republica Moldova, îți apare harta Republicii Moldova, prin zoom poți să vezi harta doar, de exemplu, la chișină. Vezi unde sunt stațiile mai apropiate și prin GPS te duce aplicația la stația dorită. ajungi la stație. Sunt porturi, sunt porturi de exemplu, type 1 americane de 7 kW, multe mașini electrice sunt importate în statinele americe. sunt porturi europene Type 2 unde sunt unde, unde te încarci. Ai conectat, ai conectat cablul în automobil prin intermediul softului. Ai pornit încărcarea și deja merge billing-ul sau tarificarea. La moment la noi tarificarea se calculează pe, din momentul pornirii curentului electric, se calculează pe minut parcare. Deci pe timp. Pe timp. Însă noi preconizăm chiar și în acest an, ca tarificarea să meargă per kilowatt. Cât ai consumat efectiv, atâta și să plătești. Ok, aș vrea să mă întorc un pic înapoi. Deci, în aplicație vezi unde e stația, te apropii, uh... Și gestionezi absolut, și inclusiv partea de pornire tot din aplicație tot sau, din sau, din, sau din, de la stația electrică Din aplicație. Fizică. În din aplicație aplica... acolo este Start Charging, Stop Charging, Pause și așa mai departe. Inclusiv prin aplicație face achitarea, deoarece la noi prin e -comier. Deci asta înseamnă card bancar, trebuie să ai neapărat ca să poți să faci alimentarea la voi. Corect. Cash nu poți. Nu. No. No, uh -huh. prin care noi avem un cont special în bănci, unde e anume predestinat pentru comerț electronic. Prin intermediul cardului bancar, orice tip de card bancar, tu îți încarci contul de pe aplicație, deoarece în aplicație tu te înregistrezi ca persoană, tu ai cabinetul tău, tu ai profilul tău. De pe card bancar, tu îți alimentezi contul tău de pe EcoFactor și de acolo deja tu, tu achizi online. Deci nu e un transfer propriu-zis direct de pe card. Întâi îți faci un fel de upload la bani în aplicație? Da. Da. Deci trebuie să faci două operațiuni când plătești. Încarci, sau încarci bani în aplicație și după asta plătești când te afli, după ce ai încarcat propriu zis, așa înțeleg. De obicei, oamenii de pe card își transferă o sumă X de bani, de exemplu, 500 de lei, ele stau acolo și tu îi folosești de fiecare dată. Nu, nu faci operațiunea asta la fiecare încărcare. Ți-ai transferat pe contul tău ecofactor, o sumă de bani și de acolo deja tu te încarci atât cât, cât îți trebuie. Asta cum ai transferat niște bani pentru servicii de telefonie mobilă. Am înțeles. Cu, cum te asiguri că omul a plătit înainte să pleci? Sau este blocat portul? Este blocat. Deci nu poți să scoți nu cablu să scoți. până când nu faci plată. Corect, corect, corect. Asta tot interdependent în, în soft merge și așa lucrează toate sistemele. Deci dacă există o pană de internet, stația nu funcționează. Da, și din moment ce tu a introdus cablu. Și dacă și prin soft se vede că în cont nu nimic, tot nu poți părni. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Cât costă un kilowatt la stațiile voastre? Uh, bine, am spus că acum uh, tarificarea merge pe uh, per timp. Pe timp. Și de, de, da, de ce, apropo, uite, voiam să te întreb asta. De ce ați decis să schimbați modul de tarificare de la per timp la per kilowatt? Pentru că, din câte știu, s-a făcut switch-ul ăsta și la stațiile Ionity, care sunt în Europa, cele stații supercharge. Lumea încărca cu 8 sau cu 10 euro toată bateria și luna de la 1 februarie, dacă nu greșesc, 2020, deja este contra kilowatts, deci plată per kilowat. Nu, aici... nu e rentabil? sau. Nu, nu, nu. Aici e o problemă operațională. Pentru ca să faci o tarificare per kW, trebuie să fie furnizor de energie electrică. Vinzi. E genul cum e premier Energia, da? Sau fost o nou afinos. Că tu trebuie să ai licențele respective, că tu ești vânzător de energie electrică, până nu ai, Așa, acest lucru al de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, și încă nu prea ei există și mare experiență în acest gen, de asta încă nu ne-am inclus în circuit, dar oricum va fi. De asta altă soluție decât să faci tarificare pe timp parcare nu a fost. Acum noi vom demara toate acțiunile necesare astfel ca să avem aceste licențe pentru a vinde Per kilowatt. Curent electric și atunci noi vom avea posibilitate să stabilim și un tarif per kilowatt. Deoarece și chiar și în prezent tariful este diferențiat pentru cei care se încarcă cu 7 oră sau pentru cei care se încarcă cu 22 kWh. oră. Care e tariful? Că nu știu. pentru cei care cu 7 kWh, deci 39 de bănuți minutul de parcare. Pentru cei de 22 kWh e 99 de bănuți kW. Pentru automobili plug-in că și plug-in pot, pot să încarce e 25 uh -huh. bănuți parcare. Am văzut, Am văzut la un moment dat pe pagina voastră de Facebook, faceți o comparație între consumul mașinilor cu care se alimentează cu petrol și cele electrice. 2,3 lei kilometru pentru benzină și nu mai țin minte, ar trebui să mă uit acum. 0,3 și ceva da? lei per kilometru. Ai cumva calculul ăsta? 0,30-40 de bănuți km, per kilometru. Uh -huh. Noi am făcut o, o simulare pentru noi, intern în cadrul companiei, pentru o instituție publică. Cât ar cât cheltuiesc acum pentru combustibil și cât ar cheltui dacă de exemplu ar trece la o mașină electrică. În mediu mediul luat, cu o mașină într-o instituție publică merge 40.000 de km pe an, cam așa, dacă se uh -huh. lucrează. Uh -huh. Dacă se lucrează. Dacă se lucrează. Depinde unde... poate să lucrezi în vacanță la munte, la mare, știi cum e la noi. De, dacă se lucrează... Luăm un exemplu onest. Așa. Dacă se lucrează o mașină într-o instituție de stat, cam parcurge 40.000 de km și dacă luăm că consumă 10 litri de diesel, de, de motorină la 100 de km, pentru motorină timp de un an de zile ar ieși 65.000 de lei. Atât ar cheltui instituția respectivă. Dacă ar trece la un automobil electric, exact pentru aceeași distanță și pentru curentul electric care îl consumă automobilul, ar cheltui 18.000 de lei. Iată, asta e un exemplu concret. Deci pune, ar fi vreo 3.300 de euro în cazul motorinei și circa 900 de euro. 900 de euro pentru curentele electrice. Iată, asta e o diferență doar dintr un an de zile. Și Dacă de vreo 4 e... ori mai puțin, așa înțeleg. Eu cred că un automobil electric mediu în vreo 5-6 ani s-ar recupera doar de pe diferență de... Păi da, da, știi cum e la noi, lumea preferă ca după 4-5 ani să vândă mașina deja și atunci toți își pun întrebarea, băi, merită să faci investiția asta și doar să recuperezi banii pe care îi dai deasupra pentru că este electric și... sau nu. Dar revenim la subiectul ăsta un pic mai târziu cu, cu cumpărarea și exploatarea mașinilor electrice. Ce tip de stații aveți în arsenal? Eu știu că există mai multe, mai multe capacități, diferite porturi. Sunt curios ce mașini puteți voi să alimentați cu sta la stațiile voastre. Noi cum putem alimenta? Sunt două tipuri de mașini electrice. Sunt electrice americane, care sunt la 7 kW stații tip 1 și europenii de 22 kWh, stații tip 2. Noi avem stații cu un port, avem stații cu două porturi și avem stație și cu trei porturi. Și cu două... asta înseamnă, pentru cei care nu cunosc, asta înseamnă că la o stație se pot alimenta două sau trei mașini două simultan. Sau trei, două sau trei mașini simultan. Așa. Și la stații de trei porturi noi avem de 22 de kW și de 7 kW, de două porturi, 22 de kW și inclusiv de 7 kW. Adică noi cam de un port în mare parte merge doar de 22 de kW. Dar noi acum în planul nostru de dezvoltare în mare parte mergem pe 23 porturi. Da, mi se pare cam puțin, 7 kW și 22 de kW sunt mașini deja sau mașinile high-end suport și fast charge, da? Sunt mașini care pot să ia și 50 de kW pe oră. În cazul ăsta, staționarea la, la o încărcare electrică ar dura 3-4 ore, așa înțeleg. E cam incomod să stai 3-4 ore la stație. Pentru o stație de 22 de kWh, de exemplu, dacă luăm piața, sau ce avem noi acum pe mașini electrice, un Renault Zoe sau un Nissan Leaf s-ar încărca o oră, o oră și un pic. O Tesla s-ar încărca între 45 ore ori, independență din ce an e Tesla. Cea mai puternică acum are în jur de 100 de kW rezervă și atunci ei ar trebui 5 ore. E adevărat... enorm, enorm de mult. 5 ore, asta e doar, ca, doar dacă trebuie să lași mașina pe o zi întreagă sau pe noapte să încarci. încarce. Și, ca și etapă de dezvoltare, noi intenționăm anul acesta să, 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 să instalăm câteva fast charger-uri Deoarece noi, bine, așa gen de DC-uri sau fast charger-uri, ele sunt destul de scumpe. Cât costă, apropo, o stație electrică de 22 de kW versus una de 100 Iată noi... sau 150, cum sunt astea? Chiar astăzi, chiar astăzi am solicitat o ofertă oficială de la Siemens să ne dea o ofertă pentru un charger, fast charger, Așteptăm prețul, dar el îi costă în jur de 20-25 de mii de euro la 50 kW Și Înseamnă că cel de 150 e... El costă la 40-45 de mii deci de euro Deci o mașină premium Da Oricum, instalarea așa, unei astfel de tehnologie ar trebui să meargă în paralel cu cererea de pe piață atunci când o să fie cerere mai mare și atunci când o să fie un număr mai mare de automobile care suportă așa gen din încărcare, atunci și este economic, rezonabil să faci așa investiții. Noi, noi, ne dorim anul acesta să instalăm în jur de 5 fast charge presupun că pe naționale. Pe, trasel, pe naționale și în Fast charge de, de 50 de kW. De 50 kW, La prima etapă de 50 de kW. Astfel ca acei care fac tranzit prin Republica Moldova, se poate încărca. dar și în Chișinău vom instala, cel puțin două vom instala și pe Chișinău. Vreau să iau acum și câteva întrebări de pe Facebook. I-am am, -am rugat pe, pe cei care mă urmăresc să întrebi ce interesează la subiectul dat. Uh, unde sunt? O să vedeți, căutați în aplicație și o să găsiți aceste stații. Uh, sunt în mare... Acum noi mergem după principiul că le instalăm acolo în locuri publice, astfel că persoana își lasă automobilul și în timp cât se încarcă o oră, două, trei ori în dependență de automobil, să poate face ceva. De aceea noi punem pe lângă mall pe lângă restaurante, parcuri, centru de business. Centru, centru de business. Cam astea sunt locațiile. Bine, locațiile noastre, de exemplu, e aici aproape ZT Mall. Chargele sunt, este McDonald's, ZT Mall, ZT Tower, uh -huh. lângă mall. Tot este al nostru, acum instalăm lângă Grand Hall și Baby Hall. Uh, avem, la, avem și în unele benzinării, dar benzinării care oferă inclusiv restaurante, cafenele și în programul nostru de dezvoltare, inclusiv pe municipiul Chișinău, să instalăm în, chiar la, la, intrarea în parcuri. Mm -hmm. Acolo unde sunt locurile de fain. parcare, da, noi da, da. să amenajăm. Foarte frumos. fain. Uite, altcineva întreabă, Ion întreabă, care-i care procedura de autorizare dacă, ar cineva, dacă cineva vrea să-și instaleze o astfel de stație? Poate sunt anumite blocuri în care sunt mai mulți proprietari de uh, mașini electrice? Uh, următoarea etapă a noastră este spațiul rezidențial, unde noi vrem... Noi avem inclusiv un partener din Danemarca care gestionează așa gen de o rețea mare și noi am văzut experiența lui de dezvoltare acestei rețele și el a intrat în sistemul, în, în spațiu rezidențial, în a doua etapă de, de dezvoltare și acest lucru și ne-l propunem. Probabil chiar și anul acesta am vreo două complexe, noi o să, o să, instalăm, dar acolo, aici e foarte simplu, aici pur și simplu trebuie un contract dintre asociația locatarilor și un furnizor de... Și să fie, să fie putere electrică. Asta e important, tragi cablu, instalezi chargerul, aminașezi locul de parcare. Practic, ai cumpărat stația, tragi cablu de energie electrică până la el, evident, în siguranță, asociația ia energie de la furnizor și o bagă în stație. Și o bagă în stație și noi plătim conform contorului, noi achităm asociații curent electric la, pe care îl refacturează pentru noi. Așa mm -hmm. se primește, mm -hmm. refacturează, nu îl vinde. Dar voi aveți anumite costuri de întreținere a acestor stații? Bine, însăși investiția pentru stații, instalarea, sunt lucrări electrice. Cât costă apropo instalarea, dacă nu-i secret? Cât de departe, cât de lungă cablu care trebuie să o tragem ca să fie putere electrică, dar e în jur de 1000 de euro. Oricum, de obicei, cablurile se trag prin, prin pământ. Da, pentru prin, pământ. Că, prin, prin pământ. Pune. Prin pământ și de asta dipinde, costul depinde cât mult trebuie să sape. Uh -huh. Cât e de lung cablu ca Astea să ajunge... De... Asta excavator, câți oameni, cablu și Bun, așa mai multe, consumabile. Da, da, bine, 2-3 oameni acolo, acolo se face. Noi oricum, înainte de a instala o stație, facem o mică analiză să vedem dacă există puterea în curent electric și cât costă investiția însăși pentru lucrări. De exemplu, am avut o opțiune foarte bună, unde să instalăm, loc foarte bun, dar când am calculat cât costă lucrările, costau în jur de 5.000 de euro și la etapa aceasta am refuzat că nu prea se recupera. Dar cum funcționează acum? De obicei vin, vin nu știu, molurile și spun că uite, noi suntem ok să instalați la noi o stație sau voi mergeți cu propunerea? Noi mergem cu propunerea. Dar sunteți deschiși dacă cineva ar vrea o stație? Sigur. Au fost și așa. Mergeți sigur. la ei, faceți niște calcule și dacă se dovedește că este profitabil, presupun că trebuie să faceți și voi un profit. Că sigur. Sigur, există, există, și există, și, alt tipuri de colaborare pe care noi avem. Sunt ca, deja este caz, vine, zici, vreau să cumpăr charger de la voi, vă rog să mi-l instalați, eu îl, îl achit tot. De exemplu, el vrea să să dea gratuit, de exemplu, da? pentru ca să atrag clientele într-un punct, doar că eu mă oblig să mă conectez în sistemul vostru și atunci deja se merge sharing-ul acesta de, de profit, dar dat fiind faptul că el investește mai mult, atunci profitul merge la el mai mult, că noi practic venim cu asistenți, cu suport și cu aplicația noastră care e în sistemul Am înțeles. Nostru. Sunteți destul de deschiși pentru diferite forme de colaborare, de Da, nu, nu da. sunteți doar vinim noi cu stația noastră, da. noi luăm tot profitul. sau. Pentru, pentru, da. Pentru noi cum e mai important să creăm acea infrastructură critică, rețeaua care, se, rețeaua care dea boldă să dea în oamenilor să cumpere mașini. Uh, acum mi-am adus aminte ce am vrut să te întreb anterior. Voi având interfața electronică prin care puteți vedea fiecare stație, uh, la ce etapă de încărcare a unei mașini, câte mașini, câte mașini se alimentează acum la stațiile voastre electrice și care e ponderea celor cu 22 de kilo, rezervă de 22 de kW și celor cu fast charge, care au o rezervă mai mare de 50 de kW. Acum în sistemul nostru, chiar la ziua de azi am verificat înainte de emisiune, sunt înregistrați 585 de conturi. Asta înseamnă că 500, de proprietari, 500 de, de proprietari de mașini electrice. de mașini electrice ne se încarcă. Majoritatea sunt cu 22 de kW. 80%, 90%? Cam 70%. 70. Cam 70%. Și 30%. 50. Da, astea sunt în, în mare parte americani. Uh -huh. Care, în, în America, ele deodată le fac pe 7 kW, că e o fază. Europenii fac cu două faze, de asta de asta uh -huh. și diferența. Uh, și noi, timp de un an, de zile, practic, în mai, o să fie un an, uh, s-au încărcat uh, peste 30.000 kW deja sunt încărcate peste 30 de kW. Asta înseamnă de în bani? Asta înseamnă în bani... E bine, acum mi-e mi greu. am spun eu, n-am verificat cifra asta. Dar cât e kW? Aproximativ cât vă iese așa, 20, de exemplu, 22 de kW oră. Da? O oră s-ar primi așa, 40 de bănuți, mulțim cu 60. 24 de lei, 22 de kW. 24 de lei o oră, da? 24 uh -huh. de lei o oră, ce ce matematică seamă trebuie să facem. Ok, uh, facem facem matematica și o să listez eu pe exact, ecran. 22 da. de kW, uh, asta e o oră de parcare, 24 de lei acum 30.000 de kW raportăm la că 22 ore calculăm timpul și mulțim cu până în mediu cu uh -huh, uh -huh. 0.5 ajungem. Da, asta. voi aveți acum un profit din aceste din aceste vânzări de energie electrică sau doar o cumpărați și o dați mai departe. Um, Bine, el profitul este. Bine, noi mai facem și anumite campanii promoționale cu uneori le facem și gratuit sau cu preț, preț, redus. Clar lucru că se acumulează bani, doar că noi înțelegem că Eu înțeleg că investiția, investi, înțeleg că este mult mai mare. În da. înțeleg că investiția este mult mai mare și nu vă așteptați să vă recuperați investițiile într-un an, doi sau trei. Da. Da, marja de profit e de, nu știu, 50%, 100% sau de 20-30%? Nu, nu, nu. E în jur de 20%. În jur, 20%. în jur de 20%. Și în cât timp vă așteptați să recuperați investiția? În 3 ani, 3 ani jumate. Pentru stațiile deja instalate? Și pentru investițiile pe care le, le vom face anul ăsta. Noi pentru următorii 4 ani preconizăm o investiție de jumătate de milion de euro, doar pe anul ăsta noi vrem să facem 200 de mii și deja după 3 ani jumate noi, după calculele noastre, noi vom recupera investițiile făcute în toată perioada asta. Stai că în capul meu ceva nu se leagă. Uh Uri? prețul este la energie este foarte scump, ori avem foarte multe mașini electrice, ori voi știți câte mașini o să ajungă în Moldova, pentru că să-ți recuperezi investiția în 3 ani asta este un return of investment foarte rapid. A, asta înseamnă că pentru un business clasic da, la restaurante, de obicei, 5-6 ani. Da. 3 ani este suficient de rapid. Deci nu e nici super rapid, dar nici, nici la un tempou jos. Înseamnă asta că simțiți că vom avea foarte multe mașini electrice sau plug-in pe străzi? Care i presupunerea, care i ideea din spate? Asta e raționament. Deci noi acum, în Moldova, avem aproximativ... 600 de automobile full electric și cam tot atâtea plug-in. Analizând cum se dezvoltă industria automobililor electrice, inclusiv cele din China, care deja fac o presiune pe preț și prețul automobililor electrice va deveni destul de competitiv, noi credem că cam peste 2 ani în Moldova va începe procesul de electrificare a automobililor a taxiurilor. E acum majoritatea merg pe hibrid. Și următorul pas, deja este să treci plugin și, și electric și a serviciilor de transport, de curierat, de semărunte. Dar și din moment ce va apărea infrastructura necesară, noi, noi considerăm că asta va fi un imbol destul de puternic pentru ca oamenii să treacă la mașini electrice, și în paralel prețuri la mașini electrice, el tot va, va scădea deoarece cererea va crește și asta o arată și în Europa. În Europa, acum toate interdicțiile este în orașele mari pe mașini, mașini e, diesel. Mașini diesel. Va forța cererea, ceea ce va duce ca prețurile la automobile să scadă. Alexandru, un pronostic din partea ta. Acum avem 1200 de mașini electrice și plug-in da. hibrid. În 3 ani? în trei ani eu cred că ușor ajungem la 5. 5.000. Ușor. Deci asta înseamnă că crește aproape de 4 ori numărul, numărul da. lor. Da. Ok. Bun. Aici pe Facebook Liviu, managerul comunității Waze din Moldova, întreabă da. dacă ai putea să-i transmiți o listă actuală de stații să o pună pe Waze. Da, sigur. Sigur, ok, uh, Liviu cred că o să-l o să găsești pe Alexandru pe Facebook, îi scrii și o să te ajute să, să bagi lista de stații uh, pe Waze. Așa. Aș vrea să știu, Vicu, aș vrea să știu care e sensul să creezi acum infrastructură cu stații de maxim 22 de kW când cam toate mașinile primesc minim 50. Parțial am răspuns la această întrebare, dar aici îmi vine altceva în gând. O să puteți să faceți upgrade la stațiile astea să deservească mașinile cu o capacitate mai mare? Sau va trebui să schimbăm stațiile? Să schi va trebui să schimbăm stațiile. Dar, ok, ca și în oricare business, noi acum mergem ca un startup, să spunem, atâta timp cât cât cere încă noi. Într-un fel, noi să, noi, să forțăm Alexandru, cerere. cu investiții de jumătate de milion de euro, care ai spus-o tu, nu știu dacă e startup, adică e un business este, în toată regula, astea. El este un, este un proiect al viitorului și noi înțelegem că o să ajungem la moment când va fi o necesitate pentru, inclusiv pentru Moldova. At, atunci când cererea o să, o să ne ceară că stați băieți că deja cu 22 nu merge și asta noi o să vedem oricum după sesiunile de încărcare, atunci vă asigur că ele vor fi, vor fi schimbate. Aici e ca cu Asta înseamnă să, că să business merge. îi faci un upgrade, pe aia o scoți și o duci, o duci în altă zonă Corect. în care este mai puțin copilată. Da? Noi deja facem așa lucru, în unele locații schimbăm cu două porturi. În loc de un port punem două porturi. Chiar și aici la Zitimol unii destul de solicitat, noi o să schimbăm o stație mai bună dar la Grand Hall chiar o să punem o stație, o stație bună, e, deja este comandat, e în drum. Constantin, proprietar, unul dintre proprietarii de la Chateau Cristi, Vinăria Cristi, întreabă care e rata de rentabilitate într-un peco și o stație electrică, dacă știi cumva. Rata de re rentabilitate? Cred că da, cât câștigi. Cât câștigă pe petrol da. și cât câștigă. Da. Bine, acum petrolul câștigă mai mult. Da, dar nu o să fii veșnic treaba asta. Desigur, bine aici știți că ca și trecerea de pe telefoane cu butoane cu telefoane la touch screen, e, e, e o chestie de timp. Uh -huh. Uh -huh. Gabriel, din ce surse se ia electricitatea? Uh, aici uh, pot să, să deschid anumite, anumite paranteze. În compania noastră EcoFactor cu Fly Electric, în grupul nostru de companii noi avem și un parc solar. Deocamdată e cel mai mare parc solar din Republica Moldova de un, de un megawatt și noi intenționăm să... unde producem energie electrică și noi având, fiind producător de energie electrică și având licență de producător și de distribuitor, noi intenționăm să conectăm stațiile noastre electrice, adică cu stațiile noastre electrice să primească energie electrică de la parc solar prin intermediul rețelelor de distribuție Premier Energy, ca acest lucru da, cu Până acum voi ați vândut în rețea sau încă nu din sunteți parc, conectați din parcul vostru? Da, s-a vândut până când în rețea. Dar vreți să le conectați direct cu stațiile voastre? Sau... Nu, nu. Ele oricum merg prin rețea. Deci se, le dați în rețea și apoi o, o luați înapoi de la, la premier energie. Noi producem energie electrică în parc solar. Prin intermediul rețelei la premier energie, plătim tarif reglementat de transport și de distribuție. Și ele ajung, și curentul ăsta, bine, care luați ajunge... Luați care va aparține vouă. Deci, da. practic, voi plătiți chiria sau transportul, Chir, transportul energiei. Corect. Transport de și de aceea și tariful pe care noi o să, o să l implementăm o să fie destul de competitiv, chiar poate mai competitiv decât plătim acum acasă. Decât plătim acasă. Da. Asta înseamnă că va fi mai avantajos să-ți încarci mașina la o stație de voastră decât să o pun în priza acasă. Acasă, corect. Foarte interesant. Bun, îți spuneam că o să revenim la chestia asta cu exploatarea mașinilor electrice. Ce crezi că l-ar determina pe un, pe un om să treacă la o electrică în momentul în care eu înțeleg că trebuie să plătească mai mult pe o mașină electrică, pentru că aceeași mașină, același model, costă mai mult versiunea electrică decât versiunea standard, și pe lângă asta a fost acest promo și mai există aceste promoții în care poți să-ți încarci mașina gratuit la anumite stații. Poți să puteți să-ți încarci la stațiile Ionity cu 8 euro în full charge. Dar înțeleg că mașina electrică costă mai scump, energie electrică tot va costa, poate de 3-4 ori mai puțin, dar tot va costa. Ce mai rămâne atunci din stimulente? Sau vorbim doar despre satisfacerea egourilor noastre de a trăi într-un mediu nepoluat? Ăsta e primul lucru. Va fi un trend. Va fi într-adevăr un trend de trecere în mașinilor electrice, dar oricum și raționamentul economic. Atunci când de exemplu, Tesla, da? El are 100 de, de kW cu autonomie de 600 de km. Și atunci când tu pentru 600 de km plătești doar în jur de 300 de lei și cu 300 de lei cu mașină proprie tu ajungi până la București, atunci există și raționament economic. mulți, mulți chiar parcurg distanțe destul de lungi prin, prin Chișinău. Mai ales dacă... Eu mă compar pe mine cu o familie, cu doi copii, Cu un copil la școală, într-o parte a orașului, un copil la grădiniță, în altă parte, soția la lucru, eu la lucru, apoi stângii pe toți, magazin în și zilnic undeva ajunge la 70-80 km. Și atunci când tu faci un, un calcul, inclusiv și pentru, pentru buget. Dar dacă ai două mașini, tu și soția și electric, sau oricum, eu eu economie, în plus, în plus, oricum, trendul ăsta e digitalizarea, asta electronizarea și atâta, atâta timp cât va fi și infrastructura necesară și omul nu va mai avea greși unde să lasă mașina, cum să ajungă asta, atunci va apărea acea comoditate și confort. Asta, prima, bun, la prima etapă mașini electrice le vor cumpăra oameni care uh, sunt potenți financiar mai mult, probabil asta va fi a doua mașină, nu chiar prima mașină electrică, dar în moment ce cederea va fi mai mare, eu sunt sigur că industria automobililor va... Deja își va ajusta prețurile la cerere și aici deja noi așteptăm și partea industrială care se treacă la mașini electrice, aici deja fiecare... Vorbim de autobuze electrice, da? De... Corect, deoarece multe, companii din Republica Moldova, în special producătoare, analizează, câteva deja și noi discutăm, să treacă pe energie regenerabilă proprie care pentru consumație. Și dacă ar fi o direcție și pentru transport, dacă ai în un parc de automobil, de exemplu, de vreo 20 care fac distribuții și dacă le toți ele, pe toate mașinile electrice și faci pur și simplu, o contabilitate simplă, cât te economisești, atunci un plus pe mașinile se face un leasing operațional și noi credem că asta ar fi factori care vor stimula, dar oricum asta e asta e o chestiune de progres, de modernizare, asta nu o vom opri, asta e ceva viitorului. Dar știi cumva dacă există vreun plan la nivel central de stat pentru a stimula trecerea pe mașini cu mașini electrice. Pentru că mă uitam în România. În România există programul Rabla Plus, dacă nu greșesc. În anii trecuți, am văzut oameni care au primit 5.000, 7.000, până la 10.000 de euro stimulent dacă și-au cumpărat o mașină electrică. Și aceste sume variau în dependență de prețul mașinii, că dacă nu greșesc, statul putea să-ți dea maxim 25% sau 30% din, din, costul ei. Știi cumva, ai cumva un background în, în domeniul, în activitatea publică, știi dacă există vreun, vreun plan la noi să se facă, să se introducă un astfel de program de susținere? Nu, nu am auzit. Probabil el nici noi. Acum, la prima etapă, eu știu că Ministerul Economiei, împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică, deci și împreună cu PNUD-ul au un program de susținere, de dezvoltare a infrastructurii e deja au fost un concurs unde într-adevăr ei oferă anumiți bani în formă de, în formă de grant cu anumite cerințe stricte. Urmează și alte, alte coluri, așa să spun, unde, să, unde pot participa diferite companii. Dar dacă ne referim la automobile, bine, eu sper că cel puțin primul pas din partea guvern pentru a stimula achiziția așa tipuri de mașini va fi ce țin de taxă va mala. Cum a fost într-un timp la un parc și acum este la automobile hibrid unde de la mare era cu 50% mai ieftin. Acum a crescut, e doar 25%. Acum mai... ce nu am urmărit câte. Au, au crescut aceste taxe. Chiar acum am deschis o știre din septembrie 2019. PNUD Moldova se angaja să finanțeze o rețea națională formată din 30 de stații electrice. Asta înseamnă Asta că... Asta e de prima etapă de care eu am spus, unde finanțează o companie. Voi ați fost printre cei finanțați? Sau? Nu, noi nici nu am participat. Nu, ați participat. Nici nu am participat atunci doar că la următoarele următoarele coluri la sigur vom participa. În plus că intenționăm să punem fast charger chargeruri și aici și vrem să punem Siemens, să punem charger-uri bune, deoarece în grupul nostru de companii nu suntem și parteneri oficiale a Siemens și avem și un preț bun la echipamente Siemens. De asta nu ne-ar permite așa ca să, să închidem cercul ca să participăm. Dar acum ce fel de stații instalați? Acum, stații Ecofactor, care sunt. Dar unde sunt produse? Ele sunt produse acum în Ucraina, dar compania aceasta e o companie destul de mare care construiește așa gen de stații și în, în Spania și le sunt certificate cu, cu EUR 1. De dacă deschizi aplicația, vezi că așa tip de chargeri sunt în Moldova, în, Ucra în România, în Polonia, în Franța, Germania, în Spania. Adică, stațiile sunt euroconforme, noi deja, stațiile care lucrează de mai de zile, nu -am, am avut nicio problemă. software este destul de simplu, și operațional-mintinanța este destul de simplă, și de asta ele sunt. Și la, bun, bun preț-calitate sunt foarte bune. Alexandru, acum îmi vine în cap o altă întrebare. Uh, pentru consumatori, la un moment dat, ar putea să fie dificil uh, să aibă aplicația Ecofactor. La sigur va fi și altă aplicație probabil dezvoltată de auto autoritățile centrale. Și fiecare o să fie cu aplicația lui unde o să fie menționate aceste stații sau... De autoritățile centrale? El, 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 ar trebui de... să fie un loc unde să le găsești pe toate. Nu știu, fie că pe un site, fie că într-o aplicație. Doar că, mă rog, îmi dau seama că managementul management stațiilor ține de compania care le-a instalat, nu de. Ca și sta... locații, ca și locații, toate stațiile existente, bine, ar fi același Waze, da, sau Google Maps, ca și stații. Ca și chestii operaționale, nu poți să le. Da, da. Și billing, tu le gestionezi, nu, da? Nu le poți. Da, gestionarea, facturarea și așa mai departe. Dar bine, aici până la urmă e chestie de concurență la cine va fi mai bun. Eu fac o paralelă cu portaluri de achiziții electronice. Noi trei avem. Trei companii private cu trei site-uri și la latitudinea consumatorului să-l aleagă cel care îl vrea mai bine. Aici deja e concurență, piață liberă, la cine o să fie mai bun, o să lucreze și mai comod, inclusiv pe interfață, același o să, o să meargă înainte. Bun, Alexandru, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii să discutăm. Mare drag. Nu este o emisiune publicitară, am fost eu foarte curios să, să știu mai multe despre această rețea de stații, cum va funcționa, să-mi fac și eu un plan, când o să pot să-mi iau și eu o mașină electrică și să nu-mi fac griji că o să ajung măcar până la vamă, până la vamă cu ea. Noi anul ăsta vrem să instalăm 30, încă plus 30 pe Chișinău și încă plus 40 pe țară. În total 70. La deci aproape anul, de 100 ați avea. 100, da. Important pasul să nu fie mai mare de 60 km. Asta e important, ca autonomia mașinii să fie. Deci, practic, ai spus un secret acum. Intenția voastră este sunt să, aveți, exemple, să ale... aveți o stație la fiecare 60, 60 km. km. Da, Dar așa sunt standardele. Am înțeles. Mersi tare mult că ai venit, baftă vouă! Și yes. vreau să sper că acest, această electrificare a modului în care călătorim va, va aduce mai puțină poluare în mediul înconjurător e drept că asta se va, pe de, de altă parte poluarea se va întâmpla acolo unde se vor produce bateriile la mașini electrice, dar ăsta e un subiect mult mai mare, mult mai dificil la care revenim cu drag altă dată. Dragilor, mersi că ne-ați urmărit. Vreau să vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți în privat pentru comentariile care le scrieți la postările care le fac. Uh, nu uitați butoanele magice like, share, subscribe, asta pentru ca să fiți notificați de fiecare dată când public ceva nou. Până data viitoare! Playground în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.